Sunt stăpâna întreprinderii SRL Gospodaru, am o cafenea și de pe data de 5 noiembrie, de la 7 dimineața, alături de bar, se construiește o clădire cu 9 etaje și s-a făcut cutlovanul. Ei au început a lucra cu perforatorul sau cu ce, să vă zic așa, cu ce mașină lucra, fiindcă tare zgomot mare era și tremurau pereții la clădiri înăuntru. Eu, vitrina, sticlele se loveau, se ciocneau. Mi-au căzut de acolo, de pe vitrină, vă două sticle jos, picioarele pe podea ne tremura. Eu nu putem ca să lucrez. Și să vă zic așa, cinstit, asta am lucrat de dimineață, de pe data de 5, de la orele 7, până seara la 10, la 11. O lucrat luni, o lucrat marți, o lucrat miercuri. Eu m-am adresat la situația, la comisia pe situații excepționale, pe țară, pe, adică pe sectorul ăsta din nord, de la Bălți. M-am adresat la poliție și 112 și aici pe loc la inspectorul poliției de pe sectorul dat. Dar mi s-a spus, fiindcă toată problema e la primărie. La primărie, la domnul Guțu, așa și n-am mai putut ca să vorbesc cu dumnealui, deoarece el nu era pe loc, dar era pe sector și o zi întreagă nu l-am putut găsi. Și după masă am găsit viceprimarul Ghimpu, domnul Valeriu sau cum acolo. I-am povestit situația de caz, dumnealui mi-a spus că documentele sunt în regulă, pământul este privatizat de domnul care construiește casa și când au făcut vorbiri cu primărie pe cazul construcției date, ei au avut pus, adică în fața domnului, ca să fie fără gălăgii, să fie fără, eu știu, așa mi s-au lămurit. Documentele nu știu, nu le-am văzut, poate ele și sunt și n-am nimic construcția în cauză, pur și simplu eu mă tem de un singur lucru, lucrările astea cât merg și dacă ele tot așa în continuu vor fi ca un fel de cutremur puternic a pământului și clădirea misclatină, eu nu pot să zic, fiindcă el nu s-a stricat, nu s-a derămat, vom părete sau altceva s-a întâmplat. Și eu nu știu cine mi-a restituit mie pagubele în cauză, primărie sau domnul care construiește, care a privatizat clădirea în cauză. Ia că e problema care la mine este. Și pot să spune asta. Întrebați casele astea care sunt alături, tot așa problemele au cum le am și eu. Tot așa zguduituri cu tremuri de astea a pământului și a casei și nu știu, adică la ce putem să ajungem pe viitor în așa situații care până în timpul prezent. Pe noi ne interesează de ce între clădirile acestea vechi, mai mult de 50 de ani, care au fost inundate timp de decenii, s-au dat voie să construiască un bloc cu 9 etaje care să ne acoperă soarele, noi nu o să vedem soarele, noi nu o să putem usca albiturile și o să fie o gălăgie și când vor merge acele mașini încărcate cu nisip, cu ciment, cu mortar, care merge mașina cea mare, care rotește o cisternă, nu știu cum. Și ar să fie cutremurat casa din nou. Fisurile o să apară numai decât, numai decât. Și dorim să vină, răspunzătorii care au dat voie la construcția acestei clădiri, să vadă și să verifice ce fisuri avem acum, și când se va finaliza construcția acestei clădiri, să vină iarăși aceeași comisie și să vadă în ce situații vor fi casele. Dar casele sunt într-o situație gravă toate. Toate sunt cu apă, toate, majoritatea au plouat până acum, în viilor 4 și acum plouă că nu s-a acoperit. Noi din banii noștri am acoperit, am făcut tot și acum pe noi ne doare sufletul că o să apară fisuri. Din banii noștri, cineva o să îmbogățească, că nu degeaba se construiesc clădirile acestea așa mari în centrul orașului. Sunt locuri unde este loc de construit și se ducă acolo. De ce nu din centru? Și lângă Linela, tot în centru și aici în centru. La marginea orașului, peste drum de stomatologie, este loc unde s-a început construcție. Acolo poate ei se continue. Asta este, acestea sunt doleanțele locatarilor de pe viilor 7, 11, 13, 4, 6. Eu le-am făcut adunare și le-am spus. Nu absolut deloc, dar când s-au construit acolo, s-au construit cu oarecare, da, cu oarecare calcul.
Nu-i corect o opinie, adică e bloc locativ, alături, e construit acolo după tehnologie, nu-i la dânsul, doar noi construit cu paie și cu lut ca să crepi casa. Că noi suntem la 25 de metri, nu suntem sub ferestrele lor, suntem distanță, avem care distanță. Deci, în primul rând, blocul este plasat în fața blocurilor cu 5 nivele. Deci, soarele răsare din partea de jos, de la Nistru. Și el vine înspre intrarea în oraș, se ridică în sus și trece partea aslantă. Insularea, practic, este ideală. Umbra cade în spate blocului, dar nu în față pe blocurile lor. Cum puteți să umbrească asta? Asta e prima. A doilea. Este normă de insolare fixată în normativ. Doi și a treilea. Deci, proiectul care este făcut pentru autorizarea de construire și care acum se execută, este făcut și verificat de verificatori care au licență. Asta nu e făcut așa pur și simplu, cineva vrea să o facă și să incomodeze pe cineva și să facă probleme un milion. Deci, eu cu garanție vă spun că umbra nu cade pe blocurile lor. Chiar dacă pui, ca exemplu, e două obiecte, unul lângă altul, și e soarele cum răsare și cum apune, și să vedeți că el chică umbra în spate, nu în fața la blocul lor. Deci, pe suprafața terenului respectiv, în vremea când era Prisacar, Dumnezeu să-l ierte, primarul municipiului, s-a inițiat construcția unui centru pentru gaz, care trebuie să se facă încălzire la tot cartierul. Și când s-a făcut studiul, pe urmă, astea, locatarii nu au vrut. Și, practic, sectorul cu construcție respectivă a decăzut și așa și-a stat mort până a fost pregătit și format ca bun și scos la licitație. La licitație a fost persoana care l-a procurat, pe urmă, persoana respectivă l-a vândut. Și acum, actualii proprietari au inițiat procedura de a proiecta și a construi blocul odată. Asta e prima. A doilea. Și își referă la straturile de sol, geologia este foarte bună. Dacă ar fi fost rău, în apropiere nu se mai construiau blocuri. În momentele respective le-au expus specialiștii care sunt legenziați în domeniu, nu numai eu ca arhitect. În afară de asta este planul general de dezvoltare, unde are momentul de geologie și acoperire topografică, care reflectă în momentele astea. Este posibil sau este benefic pentru construcții sau nu.